Salutare prieteni! În episodul de astăzi am să vă arăt unde este poziționat triunghiul reflectorizant la un Audi Q5. Dacă vă cumpărați un Audi Q5, să știți că, Doamne ferește, aveți nevoie să faceți o pană sau ceva, triunghiul reflectorizant îl găsiți fix în ușa de la portbagaj. Deci, aici. Fix aici, unde are aceste decupătură, este un buton. Învârtim către el, către stânga și aici se află triunghiul reflectorizant. Dacă îl căutați și nu îl găsiți în mașină, să știți că aici este locul unde se află triunghiul reflectorizant. Deci, fix aici. Oameni buni, cam asta a fost. Sper că v-am fost de folos și ne auzim la următorul videoclip.